Indiferența și proasta organizare în dezăpezire a prefectului de Buzău au dus la demiterea acestuia în direct la televizor în cadrul comandamentului de iarnă de marți seară condus de premierul Victor Ponta. Puțin mai devreme, în cadrul altui comandament condus de această dată de Liviu Dragnea, prefecților li se atrăgea atenția vis-a-vis de implicare. Dar vreau să înțelegeți foarte bine, acolo trăiesc oameni. Nu vă împiedicați de competențe, nu plecați de la ideea că un primar ar trebui să aibă capacitatea logistică să poată să intervină pe drumurile dintr-o localitate, că nu o are. Poate interveni dacă este zăpada de 10-20 de centimetri. Nu are ce să facă dacă sunt nemers de 2 metri. Și vă rog să folosiți forțele Ministerului Apărării Naționale și forțele Ministerului de Interne pentru a interveni inclusiv în curțile oamenilor. Tot prefecților li s-a cerut să nu plece de la ideea că un primar își poate dezăpezi singur localitatea fără niciun ajutor de la autoritățile județene. Prefectului și președintelui Consiliului Județean le revine în permanență sarcina de a ține legătura personal cu primarii și nu prin delegarea unui alt funcționar public. Referitor la drumuri, vicepremierul Dragnea s-a adresat în mod direct conducerilor CNADNR și Poliției Rutiere. Vreau să vă transmit colegilor de la CNADNR și de la Poliția Rutieră că nu veți lua nicio decizie de închidere a vreunui drum fără acordul meu. Absolut nicio decizie. Vreau să folosiți mâine mult mai mult traficul controlat, facem cât mai multe convoaie, în așa fel încât să reușim să închidem cât mai puține drumuri naționale. Numai în situația în care este foarte clar și va fi evident că este imposibil să asigurăm siguranța circulației, numai atunci vom lua această decizie. Și pentru că sunt cazuri în care armata a trebuit să intervină pentru a dezăpezi localități izolate, Dragnea le-a cerut primarilor să nu refuze ajutorul forțelor de ordine. Nu este admisibil ca un primar, atunci când în comuna lui vin grupuri de militari cu comandanții lor, care au fost trimiși acolo să ajute la degajarea căilor de acces, care au fost trimiși acolo să ajute familiile cu probleme să poată să degajeze zăpada din curți și să facă accesul în curți, să le spună acestora că nu are nevoie de ei. Dragnea a vorbit și despre școli, motiv pentru care i-a cerut ministrului educației să facă o analiză serioasă în ceea ce privește suspendarea orelor de curs, în urma căreia decizia să fie una cumpănită.